Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stammer Guys, pentru că știți bine că ieri am prezentat update-ul nou 051, deocamdată beta, dar o să vină beta open pentru toți. Ei bine, avem 4 skinuri a cărei rarități nu le știm încă și nici măcar nu sunt pe joc, dar cei de la Stammer Guys s-au dat de gol pentru că în fișierele jocului unde ne-au trimis nouă toate skinurile acestea, ei le-au arătat acolo, ceea ce mi se pare foarte ciudat și am vrut neapărat ca să vi le arăt și vouă și e posibil ca să le avem chiar în acest update sau puțin mai târziu sau să nu le avem niciodată, refuz să cred chestia asta. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare pentru că asta este cel mai important. Hai să vedem cât de rapid puteți să apăsați butonul de like și de abonare și totodată codul mădălin pe shop dacă vreți să câștigați și voi gemuri și Stumble Tokens pe care le vom da la extragere. Astăzi o să facem un live la ora 17 pentru că la ora 18 o să fie turneul meu de 3v3 și pe lângă faptul acesta, nu uitați că săptămâna viitoare o să facem un turneu cu un telefon în valoare de 5000 de lei. O să dăm un Rofon 7 la cel care va fi cel mai bun pe Stumble Guys. O să organizăm un turneu, o să vă jucați împreună cu mine și cu ceilalți cei mai buni de pe jocul acesta și puteți să câștigați un telefon complet gratuit dacă sunteți foarte bun la acest joc. Testați pe aproape pentru că o să vă anunț mai multe detalii zilele ce o să urmeze. Bun, în episodul de astăzi. Pe lângă faptul că o să jucăm cu celelalte skinuri, pentru că cu astea mitice deja am jucat și vi le-am arătat împreună și cu cele speciale, adică pe toate, trebuie să jucăm și cu celelalte legendare, pentru că eu nu m-am jucat absolut deloc și nu vi le-am arătat pe niciunul dintre ele și mai sunt o grămadă. Și pe lângă faptul acesta, asta îmi place foarte mult, Ohana, ok, nu voiam să arăt chestia asta, Watermelon a dispărut din fișierele jocului și nu înțeleg ce se întâmplă, adică cred că au făcut o eroare din nou, pentru că Watermelon ăla nu cred că trebuia să-l vedem că este legendar. Pentru că ați văzut că deja am văzut skin-ul acela că va fi legendar și după cum observați voi nu mai este absolut deloc pe joc. Și eu nici nu măcar nu l-am deblocat sau ceva de genul ăsta. În alte ordine de idei, avem 4 skin-uri noi pe care le voți observa chiar acum pe ecran. Adică o să luăm primul, nu știm denumirile, nu apare absolut deloc aici ca denumire. Dar avem primul că este un pinguin bandit camuflat, îl observați chiar aici, nu știm rarități, nu știm nume. Exact cum am spus mai devreme, dar dacă vreți să-l primiți și voi gratis, codul mădălin pe shop, nu uitați chestia asta, dacă o să avem oportunitatea ca să vi le dăm vouă abonaților. După aia avem cel de-al doilea, skinul acesta de maimuță, cu îmbrăcat cu maieu, ce are acel tatuaj, sau nu cred că e tatuaj, este acea inimă străpunsă pe pieptul ei. Deci toate skinurile astea sunt de bandiți, brother, eu acum observ faptul ăsta. După aceea avem cel de-al treilea skin, nu știu ce, sau un bivol cred, sau un taur, lăsați voi în secția de comentarii, tot la fel, în costum de pușcăriaș. Incredibil, incredibil, bro, cum sunt skin-urile astea. Și după aia cel de-al treilea, cred că tot la fel un fel de bandit, da, pentru că are brățara aceea la mână, probabil ca să nu evadeze. Ăsta cred că e un câine lup, sau un lup, sau ceva de genul, un doberman, sau nu știu ce, care știți cu rasele astea de câini care vă pricepeți, lăsați acolo în secția de comentarii ce credeți voi că sunt. Dar toți cei patru, adică toate cele patru skin-uri acestea sunt de bandiți. Ăștia care ciordesc, care sunt așa cu chestiile astea ilegale, cum s-ar spune. Ceea ce mi se pare extraordinar că skin-urile astea nu le-a arătat și probabil că o să vină un event special legat de ele. Nu cred că va fi o zi anume sau ceva special. Ah, dar și fii atent că mai avem un skin. What? Bro, fiți atenți că eu acum îl observ. Vi-l arăt chiar acum pe ecran. Încă un skin pe care noi nu l-am văzut absolut deloc în fișierele jocului. Mă, stai puțin. Eu mă mai uit pe aici ca să-l găsesc, să-l caut. Dar nu cred. Ia să vedem la epice. Știu că eu am mai deblocat ăsta, Bon Noir. Și pe lângă faptul acesta mai este altceva ce ar fi la epice? Nu! Deci skin-ul ăsta, ultimul de fetiță cu ceva acolo în cap și cu un tricou ciudat și cred că ghiozdan în spate, nu l-am văzut până acum. Bine că l-am observat acum în fișierele jocului. Foarte tare. Bun. Pe lângă faptul acesta, bugul nu s-a rezolvat. Aici tot apare skin-ul default și de fapt când apeși pe el este Pixel Boxer. Nu știu ce se întâmplă și de ce apare Pixel Boxer acolo. Hai să jucăm prima și prima dată ca să arătăm skin-ul epic, care este acesta. Pentru că la celelalte rare și comune nu avem absolut nimic modificat, adică vreun skin schimbat sau mai știu eu orice altceva. Așa că primul pe care o să-l testăm și o să-l vedem puțin în match și să vedem dacă arată și chiar merită să dăm și note la ele, este acest Bon Noir, căreia nu putem să schimbăm culoarea absolut deloc, dar chiar arată bine și așa pe culoarea asta neagră. Sincer. Vezi că arată chiar bine acest skin, brother, în match. Bine, e un skin de skeleton până la urmă, doar că este cu culoarea aceasta maronie sau chiar neagră, putem să-i spunem, și acei ochi care sunt destul de schimbați în movul acela. Ce vreau să arăt
niște taunturi, brodere. Uite, punem tauntul ăsta ca să scoatem în evidență pe acest scheleton. Bă, dar cât de fain este animația, că poți să vezi la fiecare skin în parte, să vezi animația aceasta. Și uite cum își mișcă brațele, chiar și picioarele și absolut tot. Să vezi un schelet care este ridicat de către extraterestri, ciudat, sincer. După aceea trecem la skinurile legendare. Unul dintre ele este acest Pixel Boxer. Putem să schimbăm culoarea absolut cum ne dorim noi, dar cred că o să lăsăm deocamdată default match. Bă, sperăm că skinul ăsta o să primim și noi gratis măcar, pentru că nu văd să fie ceva wow skinul ăsta, adică nu-mi place atât de tare. Și match cam așa arată. Putem spune faptul că skinul de mai devreme, Bon Noir, cred că i-aș da o notă 7. Cred că da. Și la skinul ăsta Pixel Boxer, Boxer, dacă ar fi să-i dau o notă, cred că ar fi 5 de trecere. Nu-mi place foarte mult. Mai ales faptul că acest Pixel Boxer e un skin așa pixelat. Și uite cum are și aia pe cap, în formă de cum erau alea, de nu cub Rubik, de Lego. Da, cred că mai bine spus de Lego. E o piesă de Lego în capul lui. Nu știu ce să zic. Cred că nota 5 e decentă pentru skin-ul ăsta. Următorul skin, din punct de vedere cronologic sau în ordinea pe care o vedeți voi aici, este Ville Guy. Vile, Vil, Vil, cred că mai bine spus, nu? În fine, nu mai contează, e irelevant. Și la acesta putem să-i schimbăm culoarea. Uuu, da mă, da. Decât să-l lași așa pe default, mai bine full negru, bro. Da, cu siguranță, pentru că se potrivește cu costumul și cu absolut tot. Haideți să și vedem în meci cum arată. Da, în meci arată destul de bine skill-ul ăsta, nu m-aș fi așteptat. Mai ales că culoarea părului este puțin cam diferită, adică este în mai multe culori părului. Zici că e Johnny Test, brodere, câți dintre voi mai știți desenul acela Johnny Test? Cam așa arată skin-ul ăsta, foarte interesant. Da, este un fel de Superman, doar puțin modificat așa la culoare. Sperăm că nu o să fie prea multe gemuri, dar pot spune că skin-ul ăsta cred că ar merita o nota 7 și el, presupun. Oh, da, următorul skin este acest Shimmer, acest unicorn care e puțin cam ciudățel. Este un unicorn așa mai... Deci dacă ăla, cel alb, full alb unicornul, e drăgălaș, frumos, așa deschis la culoare, ia uite-l, vedeți? Așa cu dragoste, emană dragoste și frumusețe. Pe când acest skin emană întuneric și nu știu ce pot să-i spun eu, ură. Skin horror de unicorn. Hai să vedem cum arată în match. Și chiar nu arată rău în match. Pot spune că i-aș da o nota 8 la acest skin. Da, e decent. Acum depinde și cât va costa și câte gemuri va fi sau cine știe, poate ne mai dau și nouă skin-uri gratis, ca așa să le iei frățiorul meu sau să te chinui exact cum este eventul ăsta de acum, e destul de ciudat. Dar arată binișor, mai ales că cum are cornul ăla nu prea poți să vezi foarte bine de părul ăla lui, de coama lui putem spune, dar da, o nota 8 putem spune că e decent pentru el. Iar următorul care sincer nu prea îmi place și nu-i vă rostu este acest Trash Panda, e destul de drăgălaș și este destul de frumos, dar nu văd ideea acestui skin în joc, adică de ce aș juca eu cu skinul ăsta înaintea celorlalte skinuri, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Cam la asta mă gândesc eu de fiecare dată. Când iei skinuri și bagi skinuri noi, de ce m-aș juca pe acesta înainte, dau exemplu, acestora, nu? Ca idee. Dar o să trecem imediat ca să le arătăm și pe celelalte. Este legendar și acesta și haideți să vedem cum arată în match. Și exact cum spuneam, cred că i-aș da cu indulgență o nota 6, pentru că e drăgălaș așa și e frumos. E micuț și mai este și cu dunga aceea fix pe mijloc, care trece prin capul lui și se oprește fix la nas. Era fain ca să fie și pe burtă, să fie așa o linie continuă. Da, e decent skin-ul, dar nu dintre cele mai frumoase. Un not așa se putem să spunem că îi dăm cu exactitate și trece testul unui skin care ar merita băgat pe joc. Următorul este Bon McBling. Bonez, McBling, Bon, cred că am spus bine, sperăm. Bă, ăsta chiar arată bine. Din păcate culoarea nu putem să schimbăm absolut deloc. Da, skinurile pe care le-am arătat eu până acum nu putem să schimbăm culoarea. Și cred că dacă ar fi să aleg între skinul Bon Noir și acesta, dar acela era Epic Bon Noir pe care l-am arătat eu, l-aș alege pe acesta cu siguranță. Hai să vedem cum arată în meci. Da, și am avut dreptate, bro, cu siguranță e genial în meci. Adică zici că e de aur și cu albul acela și mai este și săgeata aia care îi străpunge capul, are și crăpătura aia în cap. Păi eu pot spune că la skin-ul ăsta îi dau un 8, pe cuvânt. Chiar îmi place pentru un skin legendar, e decent și chiar poți și să te joci cu el pentru că nu este mare.
nu este așa un skin care să te încurce prin meciuri sau mai știu orice altceva cum sunt celelalte, pentru că știți că sunt o grămadă și aici chiar contează să nu ții body block și toate cele. Deci un nota 8, putem spune că oricând aș vrea să-l iau pe ăsta, pe skinul acesta și să joc cu el. Și chiar a meritat că l-au băgat ăștia pe joc. E, acum trecem la skin-urile alea care îmi plac mie foarte mult, cele legendare. Și pot spune că sunt favoritele mele dintre cele legendare. Primul este Strawberry Rita. Uite cât de șmecher e, mă. Bă, dacă tot vine vara, mă. Bă, eu sincer mie îmi place foarte mult să mănânc înghețată în momentul de față. Te mai răcorești, e totul bine și frumos. Și să joci cu un skin de înghețată, cât de fain este chestia asta, bro. Cred că asta este înghețată, nu? Sper să nu greșesc și să spun vreo prostie sau ceva de genul. Din păcate, culoarea nu putem să schimbăm absolut deloc la acest skin, dar cu siguranță meci va arăta foarte bine. Da, frate, și este efectiv o domnișoară înghețată. Și uite cât de fain sare. Deci sare la fel cum este aceea, acel skin de banană care a venit la un moment dat direct perpendicular cu pământul. Mamă, e genial skinul, chiar îmi place foarte mult. Îi dau nota 10 fără doar și poate. Și probabil o să spuneți, bă, mă, dar păi dacă îi dai 10 la ăsta, păi la alea mitici, ce nu te dai, frate, 11, 12? Nu, bro, că e din legendare, putem spune. Deci nota 10 la legendare, pentru că e un skin legendar și asta înseamnă că legendarul este mai slab decât miticul și miticul e mai slab decât speciala. Ați înțeles voi probabil de pe episodul de ieri, dar arată bine skinul, chiar dacă este puțin cam mare, adică nu știu, puțin cam lat, e frumos. Asta este cel mai important și dacă vrei să joci cu el, nota 10 cu siguranță îi dau. Acum trecem la subdogul acesta, care este un hot dog, dar nu înțeleg de ce îi spune subdog. E cam ciudat, sincer, denumirea, probabil că înseamnă ceva, adică sup în engleză parcă însemna ce mai faci sau sup bro sau ceva de genul, nu? În fine, e irelevantă chestia asta, arată bine, din păcate culoarea nu puteți să schimbăm absolut deloc nici la față, nici la nimic, dar pot spune că și ăsta este unul dintre preferatele mele. Și da, de ce am zis că și ăsta este unul dintre preferatele mele? Pentru că uitați-vă cât de bine arată în meci și chiar e subțirel. Da, nota 10 dau și astuia. Împreună cu skinul Strawberry de mai devreme, skinul de înghețată, pot spune că e frumos cum arată skinul ăsta, bro. Chiar arată binișor hot dog-ul. Genial, genial, bro, genial. Wow, chiar sunt skinuri faine de astea legendare pe care l-au adăugat. Dar singura mea chestie e să nu coste foarte mult, să nu fie prea multe gemuri, că asta este aiurea. Dar totodată, dacă vreți să aveți și voi noroc să le luați, codul Mădălin pe shop, nu uitați. Bă, dar sunt ceva skin-uri în update-ul ăsta, bro. Avem Vilgal, pe care nu cred că o să mai arăt că e același lucru cu skin-ul ăsta Vilgai și nu cred că are relevanță ca să-l arătăm. Culoarea la fel putem să o schimbăm exact cum ne dorim noi, dar nu are rost ca să mai întrebăm și să-l mai arătăm. După aceea, următorul skin este acest Splits pe care neapărat vreau să-l arăt. Și ăsta îmi place foarte mult. Și am zis de când am văzut că îmi place și că ar merita luat, mai ales că este și legendar. Și da, exact cum vă spuneam, este genial. Și uite toate skin-urile astea, sar foarte ciudat pe față. Adică uite când sar cu ele așa, brodere. Wow, wow, wow. Îi dau nota 10 și la skin-ul ăsta, fără doar și poate. Nu pot ca să nu-i dau nota 10. Pentru că de asta vă zic, dacă vreți să deveniți pro player pe jocul acesta, încercați să vă bazați pe skin-urile astea care sunt micuțe așa și subțirele pentru a trece printre obstacole, mai ales pe mapele de race sau, dau exemplu, pe bloc, deci legendarii să te poată ajuta. Deci, clar, dacă vreți un skin, și ăsta ar merita. Următoarele skin-uri pe care nu le voi arăta în meci pentru că nu îmi plac și nu văd ceva foarte wow la ele, sunt skin-urile Yin și Yang. Mi se pare niște skin-uri băgate degeaba, nici măcar nu putem să schimbăm culoarea și nimic altceva la ele. Și chiar consider faptul că sunt degeaba, bro. E un skin default, doar schimbată culoarea pe acolo puțin așa, pus o denumire Yin și Yang ca să fie adăugate și să fie la număr pe joc. Dar următorul pe care vreau să-l arăt și să joc cu el este Ohana. Skin-ul ăsta e parcă desprins dintr-un desen și acela cred că este SpongeBob, presupun. Și mi-am adus aminte că știu că și pe episodul de ieri, dar nu știam exact denumirea desenului. Ăsta clar o să merite luat, ascultați-mă ce zic. Și acum observați de ce zic eu că skill-ul ăsta este foarte fain. Bro, uite cât de mic e, brotere, cât de îngust e, incredibil. Deci numele, față de cum era mai devreme mai sus, acum este foarte jos și înghesuit. Wow, wow, wow. Bă, cred că la skill-ul ăsta îi dau nota 11, bro. Las-o naiba că e prea minunat cum arată skill-ul ăsta, e prea fain. Genial, genial, uite ce efect are acolo în spate. Deci cred că taunt-ul ăsta se potrivește la fix. De fapt nu e taunt, este footstep, efect special de picior.
se potrivește la fix pentru acest skin. De-abia aștept să-l iau. Asta cred că trebuia să fie chiar special sau măcar mitic. Nu știu cum de l-au băgat legendar, dar le depășește pe toate cu siguranță. Iar că despre celelalte skinuri nu mai avem, pentru că ăsta a fost ultimul. Pentru cei care m-ați mai întrebat și în comentarii și am văzut foarte mulți că ați ales la mitice skinul ăsta cancer, mulți dintre voi ați ales și pe acest emojutsu. Sincer, aici sunt cam în dubii. Nu știu cam ce skin mitic aș alege eu după videoclipul de ieri și după ce m-am mai uitat încă o dată la videoclipul de ieri. Presupun că, cred că dacă ar fi tactic aș alege skinul acesta, da. Sau dacă nu, cred că aș alege mai degrabă Leo. Sau și skinul ăsta, bro, că e destul de micuț și subțirel. Nici ăsta n-ar fi rău, Dust Dragon, doar că e un dragon puțin modificat și schimbat. Iar dacă ar fi la speciale, fără doar și poate Phoenix-ul înaintea Serei, cu siguranță l-aș alege. Și uite, știți de ce vă zic eu chestia asta? Pentru acest cancer, bă, chiar arată bine în meci, bro. Ceea ce este cam ciudat este denumirea și numele acestui skin, dar merită luat și cred că ați avut dreptate. Skinul ăsta cred că ar fi primul mitic, skin mitic pe care l-aș lua cu siguranță. Bă, și cam asta a fost episodul ce am putut să-l prezentăm în momentul de față. Sperăm că update-ul va veni foarte curând și să-l putem testa și noi. Bineînțeles, asta este cel mai important pentru că altfel nu putem să jucăm și să le vedem decât dacă ne jucăm cu abonații. Și dacă v-a plăcut, una și abonare mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați codul meu de pe shop dacă vreți și voi să câștigați unul dintre aceste skin-uri gratis, dar și gemuri și Istanbul tokens pe care le vom da. Și cu toate astea, ne vedem pe live de la ora 17. Nu uitați și de turneul de săptămâna viitoare. Să vă pregătiți și să vă antrenați. Toate cele bune. Pa, pa!